Vești bune pentru pensionari și bugetarii cu salarii mici începând cu ianuarie 2014. Acestea vor fi indexate în raport cu inflația, potrivit declarațiilor liderilor social-democrați. Aceștia au prezentat în conferința de presă săptămânală câteva dintre măsurile guvernului USL pentru perioada următoare, dar și proiecte care deja produc efecte. Vom indexa salariile și pensiile bugetarilor cu rata inflației. Se pregătește o indexare de 3,85%. Datele apărute între timp au făcut ca rata inflației să fie revizuită la 2-3%, ceea ce înseamnă că pensiile și salariile vor fi indexate peste valoarea inflației. S-a exprimat și o părere despre proiectul Roșia Montană, care ar putea aduce României peste 3 miliarde de euro. Proiectul Roșia Montană ar fi realizabil, România ar avea o creștere, ar avea un venit de 3,7 miliarde de euro. Din această sumă de 3,7 miliarde de euro s-ar duce către pensii, salarii, mai ales către învățământ, către spitale și s-ar rezolva unele probleme, zic eu. Cu siguranță despre aceste proiecte va vorbi chiar premierul Victor Ponta, a cărui vizită este așteptată la Giurgiu joia viitoare. Acesta, alături de vicepremierul Liviu Dragnea, vor onora invitația senatorului PSD Nicolae Bădălău. Deși programul nu este încă finalizat, se pare că Ponta va efectua o vizită la șantierul naval Giurgiu, urmată de o întâlnire cu primarii, parlamentari și autoritățile locale. Este posibil ca din delegație să mai facă parte și ministrul mediului Rovana Plumb, dar și ministrul marilor proiecte Dan Șova.